Salutare și bine v-a regăsit la un nou proiect Sound Identity, proiectul numărul 2 al acestui Audi Q3 2016. Hai să vă arăt despre ce ar fi vorba. În primul nostru proiect v-am prezentat partea aceasta de încălzire în scaune, care deja avem feedback că este demențial de bun. Totodată, tot în acel proiect v-am arătat partea aceasta că avea probleme cu partea de joystick, da? Pentru că s-a eliminat acest joystick din greșeală, nu știu ce s-a făcut, s-a supărat titulara și a dat vreo două serve și l-a leșinat, dar iată că refuncționează, tot era în bucăți, era rupt, era deteriorat și l-am pus la punct. Nici nu l-am băgat în capăt, deoarece proiectul următor va fi partea când voi elimina acest monitor, da? Și voi pune un alt monitor super inteligent de generație mai nouă. Singura diferență între cele două va fi că acesta va fi fix, da? Și va fi un monitor cu 8 GB de RAM, cu Apple CarPlay, cu Waze, YouTube, Google, Netflix, DJI, Spotify, tot ce vrei, da? Plus vedem dacă are sau nu are cameră de marșalier, asta o să depistăm imediat apăsând butonul de parking, ok? Și cu acest sistem poți să spui camere 360 de grade, poți să spui cartelă 4G, poți să ai Waze-ul, YouTube-ul, Google-ul, navigația Ego și multe, multe alte facilități care ți le oferă acest nou sistem. Singura diferență va fi între cele două, el este mult mai mare, mult mai superb, da? Are niște culori demențiale, acest monitor este rabătabil, iar acel monitor va fi în variantă fixă. Dacă vrei să păstrezi acest monitor, poți să spun Apple CarPlay pe el, da? Dar necesită să ai sistemul de telefonie original, că dacă nu l-ai, nu ți recomand, pentru că niciodată un Apple CarPlay ca și sistem de telefonie nu este foarte ok. Este ok în combinație când ai sistem original de telefonie auto. Varianta 2, dacă n-ai cameră de spate pe ecranul original și vrei să spui, poți să-ți faci această opțiune fără probleme. Exact pe monitorul ăsta nu schimbăm nimic, spun cameră spate sau cameră spate față. Dacă vrei, cum am zis și în clipul anterior, tot așa, extrag acest plastic, pun alt plastic, are un ochișor mic, are cameră de vedere, poți să spun cameră de monitorizare atât față cât și față, spate, fără niciun deranj. Încălzirile în scaune v-am arătat când am intrat, le-am și montat deja, monitoare tetiere mai putem pune, încălziri pe banchetele de spate, da? Hi-on electric, evacuare electronică, pornire din ceas inteligent din telefon, luminile ambientale, mamă ce frumos ar fi aici o lumină ambientală, excepțional de frumos ar arăta. Așa, aici am avea la consola centrală, am avea la trimul de sus, am avea la buzunar, la deschidere ușă, plus și la podea. Ar fi ceva demențial, da? Pornirea din ceas inteligent din telefon. Apropo, și ceea ce este super tare, pentru că vedeți, asta vă tot zic, acum o să pornim partea cu cheile inteligente, ceea ce înseamnă că în cazul în care ai orice cheie ca și ea și ai start and stop, da? Ei, în acest caz îți aduc și îți fac o cheie, încă nu, în decurs de câteva zile, dar bine, după ce vedeți acest clip precis, deja suntem în varianta deja gata realizată, pentru că acum am comandat undeva la primele 10 chei și o să ne vină multe, multe, sperăm să fie foarte multe. Asta ce ar însemna că eu elimin această cheie, vă dau o cheie cu touch, da? În cazul în care te depărtezi de la mașină, îți închide mașina, în cazul în care ai uitat geamul deschis, trapa deschisă sau ceva, îți închide toate aceste funcții, în cazul în care ai o... te apropii de mașină, îți face cheile centri, adică tu, dacă n-ai cheile centri să se deschide mașina, ți se va deschide. Dacă ești la un supermarket, dacă vii cu mâinile pline, îl bifezi doar pe cheie o funcție și când te-ai apropiat de mașină, dacă ai haion electric, îți deschide haionul fără să pui mâna pe mașină, pe telecomandă, pe nimica, da? Deci îți faci pregătirea când te apropii de mașinuță. În cazul în care n-ai haion electric, poți să-ți faci haion electric, în cazul în care ai haion electric, nu se deschide de la picior, poți să-ți-l faci să se deschidă de la picior, așa. Plus, tot din cheia respectivă poți să-ți faci să-ți pornească din ceas inteligent din telefon. Dacă ai Apple, folosești Apple, da, sau iPhone, foarte simplu și foarte elegant, poți ca această funcție să-ți fie și de monitorizare, localizare, mașina, da? Bun, hai să-i dăm bătaie, hai să vedem toate funcțiile active și inactive, după care să vedem proiectul final al acestui sistem. Am extras monitorul de sus, partea de grilă de aerisire și partea de aparat. Hai să băgăm toate conecticiile aferente. În situația de față o să intrăm și o să facem adaptarea sistemului ca
să modificăm partea de ami să fie în mod de auxiliar, pentru că în acel mod putem introduce sunetul în sistemul original. Ok? Hai să-i dăm bătaie. Unde dacă am ieșit aici, vă arăt acum că aux-ul deja, iată, media source, l-am și rezolvat. Partea de ami l-am făcut cu partea aceasta de external audio input, doar că pentru acest caz îți trebuie o conectică specială aici, care avem și putem să vă oferim la aceste aparate doar cu un cost suplimentar. Proiect terminat cu succes. Iată diferențele de ecrane dintre acest RMC care a fost și față de acest sistem care l-am implementat în momentul de față. Da? Deci el a fost eliminat și el a fost implementat. Hai să vă arăt de la la Z ce știe acest aparat, ca să vedeți foarte clar toate funcționalitățile și toate soluțiile care vi le oferă acest nou gadget. Acesta este meniul principal, da? Iată, dacă nu v-am arătat toată cărcasarea până în capăt, cam așa arată. Ok. Și acum să trecem în modul inițial. În prima și în prima fază vreau să vă zic că preia meniul original. Comenzile de volan vor merge doar pe parte de volum, deoarece tot sistemul va intra, iată, intrăm aici în apps, intrăm în aux, da? Iar aici va intra, iată, meniul original. De unde am meniul mașinii, de unde am toate aceste funcționalități care sunt redobândite, deci nu s-a pierdut absolut deloc nimica. Intru pe radio, intru pe ce vreau eu, da? Iată, sunetul este exact așa, sunetul de volum va fi de pe volan al sistemului de Android. Singura chestie ce trebuie să o rezolvăm încă va fi partea aceasta de la source, da? Și vom intra aici la AMI. AMI trebuie să îl facem auxiliar. Aici mai este nevoie de un adaptor care poate să fie până în undeva la 500 de lei. Trebuie să fie această parte care putem să o schimbăm ca să avem accesibilitate, să băgăm tonalitatea sistemului Android în sistemul de MMI. Da? Și repet, avem tot, inclusiv partea de parcare. Iată, o să o preluăm. Camera de manșalier este preluată în acest sistem, într-un display mult mai mare, tot așa cu ghidajul activ este prezent, așa că tot a rămas într-un mod normal. Vă dați seama că meniul inițial era pe o rezoluție mult mai mică, da? Acum rezoluția este mult mai mare și totuși este mai spălăcit. Dar noi în acest caz putem face o șmecherie foarte tare, putem să eliminăm tot ce este partea de cameră originală, să punem o cameră în rezoluția HD și s-ar vedea demențial și deschidere mult mai mare decât aceasta. Da? Deci meniul inițial a rămas tot, nimica nu s-a schimbat, nimica nu a modificat. Ok? Acum intru frumos, mă duc acasă, aici, și am intrat în meniul inițial de la sistemul de Android. Bun, și atunci să începem cu începutul. Practic ai sistem de radio care nu-l utilizezi, nu-l folosești, din simplu motiv că el are radio original și telefonul original ca și acesta. Vreau să vă zic că să-l utilizați exact în sistemul lui. Deci nu vreau să utilizați sistemul Android-ul, vreau să utilizați totdeauna Bluetooth-urile originale, pentru că ele sunt cele mai competente. Acum, pasul următor. Hai să vedem sistemul de navigație, care este un sistem iGo, da? Care are tot ce înseamnă partea aceasta de sistem de navigație. Iată să-i dăm, ăsta e ceva iGo mai vechi un pic, dacă bine îl văd. Așa, ia să-l vedem. Ieșire. Nici nu mai știu, da, asta e prima generație de iGo, dar se poate schimba skin-urile, se pot schimba mai multe. De mult n-am folosit tipul acesta de sistem de navigație, da, dar nu știu cum a ajuns el pe el. Dar, repet, este foarte ok și el, nu mai știu de unde, iată, anulare traseu, da, perfect, ieși din el și... anulare și suntem pe hartă. Totodată harta asta poți să o faci în 3D, în 2D, cum vrei tu. Bun, totdeauna sistemele vechi sunt oricum mult mai stabile, mult mai ok. Next, hai să vedem. Avem apps-uri, avem video player, da? Care iată să încerc să fac prezentarea. Iată, aici avem desene animate. Așa, iată avem desene animate care este superb, da? Și pot să derulez, doar aici va fi imagine statică, deoarece este un video făcut în mai multe, iată, secvențe. Ia să intrăm puțin mai adânc. Da? Iată. Uite, intru în el și merge bestial. Bun, ieșim de aici frumos, da? Music player-ul.
Este și el de aici, iată, pot să-i dau ce vreau eu, îi dau și instant el deja pornește cronometru și va fi funcțional în perfect mod de utilitate. Avem aici egalizatorul grafic, care este în mai multe, să zic așa, soluții. Ia să vedem. Bun. Aici este, am crezut că are pagina 1, 2, 3. Îi dăm un pic de înalte, un pic de bas, da? Plus, de aici putem selecta față, spate, stânga, dreapta și tot felul de egalizatoare grafice care sunt demențial de frumoase. Bun. De aici avem settings unde reglăm ceas, oră, time, tot, limbă, next. ADAS. Aici avem partea de camera de trafic care poate să-ți menționeze, să stabilizeze sistemul în trafic. AUX, de aici avem partea aceasta unde v-am zis sistemul original, da? Iată care este din nou aici pentru care n-ați văzut prima parte a prezentării. Avem calculator, iată că avem și Apple CarPlay. Hai să-l conectăm. Modul de Apple CarPlay, iată, în mod full wireless, nu mai e niciun cablu, nicio conectică, absolut deloc nimica, deci totul este într-un mod superb. Wireless, ok? Și acum, hai să trecem prin sisteme. Dacă îi dau aici la recente, vezi toate numerele apelate. Dacă îi dai prin contacte, vezi contactele. Dacă îi dai la keypad, aici rapid formezi 0722378512 și poți avea acest sistem fără nicio problemă. Da? Ieșim afară, intrăm la music. Iată că avem aici partea aceasta de music player, da? Iată, avem radio, avem library, avem browse, ok? Și aici putem avea mai multe din sistemele de la Apple Music, unde îl punem pe radio, frumos, ia să vedem aici, așa, și dăm drumul și el va fi în mod perfect funcțional. Deja îi merge și auxiliarul, l-am realizat, așa că totul este perfect în mod corespunzător. Ies afară, îi pun Maps-ul de la Apple, da? Ies în prima pagină și de ce nu se va transforma split screen partea de Apple Maps, da, cu partea de Apple Music. Tot aceeași chestie putem să facem, mergem în pagina următoare unde îi dăm Google Maps-ul, îi dăm o căutare rapidă și îi spunem frumos Sound Identity. Dăm search, iată că ne și duce la Audio Tuning Center, care putem să-l combinăm cu partea aceasta de Apple Music și în prima pagină face Apple Music cu partea de dirijare către Audio Tuning sau dacă nu, iată, îi dăm un radio online, dar vrem să ascultăm orice radio, suntem în Ungaria, Germania și vrem să ascultăm Radio Zoo, putem, dirijăm cu Google Maps-ul sau tot așa în split screen mergem și dacă vrem schimbăm și ascultăm online Kiss FM sau orice alt radio existent. Ba, mergem în continuare, de ce să nu avem și parte de Spotify, da? Unde și aici, dacă îi dăm frumos, ia să vedem un playlist, da? Hai să vedem recent playlist, așa, uite-l pe el, ok, mergem cu Google Maps-ul. Mergem în prima pagină, frumos, și avem dirijarea Spotify cu partea de Google Maps. Bun. Și în continuare, deci după cât te vedeți, Spotify este activ, este frumos cu playlist, cu tot. Mai avem și partea Waze-ului, unde avem tot aici partea de oferire de poliție, accidente, drumuri închise, tot. Intrăm în Spotify, schimbăm melodia, mergem înapoi în Waze sau mergem și ne facem split screen-ul. Partea Waze-ului cu partea de Spotify. Dacă ai YouTube Music și cu YouTube Music funcționează, să-l ai aici. Dacă ai SoundCloud și cu SoundCloud, deci cu toate sunt disponibile, nu la YouTube, trebuie neapărat să ai YouTube Premium ca să fie disponibil acest sistem. Ok? Iar prin Back mergem direct în sistemul mașinii. Ieșit din modul de Apple CarPlay, intrăm în continuare, iată avem Chrome, unde dacă intri pe soundidentity.ro, vreau să menționez că deja avem shop-ul online prezent, toți care doriți să comandați de pe site, vă rog frumos înainte de a face această operațiune să ne contactați să vedeți disponibilitatea. Deoarece nu toate produsele le avem în stoc, dar multe le putem aduce, multe le putem obține doar în cazul în care nu le avem, vi le aducem pe comandă, fără nicio problemă. Și aici, dacă vrei să cauți ceva, în configurator dai aici pe autonavigații, da? Dai pe marca Audi, ok? Și dai după aia pe model Q3, da? Iată aici,
2013-2018. Și aici aveți aparate începând de la 1400 de lei până la, iată care este el, 3500 de lei sau 6000 de lei, depinde dacă vrei varianta cea mare de 12,3 inci. Dar avem și din 3400 de lei, avem diverse variante. Totodată aici, dacă intri în configurator, poți să găsești camere, camere de vedere, ce v-am zis, și multe alte, așa zis, opțiuni. Bun, next. Control, comenzile, v-am zis că funcționează. Iată, avem și partea aceasta de Digi Online, da? Unde ai televiziunea prin aplicație și, de exemplu, dacă te duci la categorii, mergi la copii. Aici, Minimax, Jim Jam, Cartoon Network, ai toate variantele de desene animate, plus ai la categorie aici tot felul de emisiuni de TV, Digi24 sau orice, doar că necesită să fii cu contul introdus. Egalizatorul l-am văzut, file manager, de aici introducem tot ce înseamnă poze, imagini, dar nu vă recomand să încărcați niciodată partea de interior. Camera de VR, ce se poate monta și se poate vizualiza în ea, sau iată meniul original. Galerie video, Google I.O. l-am văzut, iată și Google Maps-ul, să vedem cât de exploziv, iată, este foarte exploziv, este foarte bine și rapid centrat, da? Iată, să-i dăm o comandă vocală. Sound Identity! Iată-ne aici la Audio Tuning Center, da? Iată să-i dăm să ne și ducă. Așa. Ok. Mi-a cerut câteva actualizări, le-am și realizat și după care am intrat în Play Store, că dacă nu-ți faci update-uri, nu-ți va funcționa nimic perfect. Iar acum că i-am rezolvat soluția, foarte simplu, vom vedea și partea de, iată, varianta aceasta de Street View. Dacă nu facem actualizări, niciodată nu se vor prezenta corect. Iată, exact așa se prezintă și partea aceasta de cartografiere normală, cartografiere video, da? Sau dacă vreau, îl iau, îl pun în stânga pe el și o să ies afară și o să intru și o să deschid, de exemplu, Waze-ul și o să am două sisteme de navigare instant. Iată, să fac și pe ăsta așa și dau continuare. Acum îmi configurez rapid partea de Waze și o să fie amândouă disponibile, ambele online. Pot să fac și offline, adică să fac aici partea de Ego cu partea de Waze, partea de Netflix cu partea de Digi, de, da, sau ce vreau eu. Deci pot să îl configurez în ce variantă doresc eu. Plus, iată, aici îi dau configurări pentru Waze, aici îi dau configurări pentru cartografiere cum vreau eu și îl păstrez care vreau eu. Deci, repet, pot să fac acest sistem să fie în orice parte dorită, adică, simplu mod, pot să-l fac în două variante, totdeauna split screen-ul. Bun, next, hai să vedem. Music player am văzut, navigația am văzut, iată Play Store-ul, exact de ce v-am zis, iată check for update, pentru că aici am fost ultimat, am făcut update-urile, așa, ieșim frumos afară și de aici, deci nu mai avem nevoie, așa, radio, ok, settings, SoundCloud-ul, unde dacă și aici ești logat, ai foarte multă cantitate de muzică, Spotify-ul, la fel, tot așa, dacă ești logat, ai foarte multă cantitate de muzică, mai avem, iată, să-i dăm jos titularului și YouTube Music, poate are, de exemplu, partea aceasta de YouTube Premium și atunci el poate foarte elegant ca să-și facă toate aceste posibilități. Până apare, să mai prezentăm un pic și Waze-ul. Iată-l deschis, l-am făcut direct în dark mode, să nu fie obositor, să nu fie în tentă albă și foarte, foarte, să zic așa, aprins ecranul, să te deranjeze, unde îi dai frumos tot ce înseamnă partea aceasta de poliție, drum închis, trafic intens, tot ce vrei, da? Așa, ieșim și de aici, așteptăm să se încarce și YouTube Music-ul, care iată deja este încărcat, deci orice aplicație vrei să-ți iei, exact ca pe telefon, instant poți să faci această operațiune și iată ai tot ce vrei, playlist-urile tale, tot, 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 tot. Bun, ce ar mai fi aici? Ar mai fi YouTube Video. Da, iată și YouTube Video este prezent, îl facem și pe el în dark mode, de ce nu? Mie îmi place să le setez tuturor aparatele să fie gata, să nu se mai chinuie titularii și în cazul în care, iată, îl avem așa, îi dăm o comandă vocală, îi zicem în felul următor, da? Stai. Sound Identity!
Ok, iată odată rezultatul găsit. Avem exact partea aceasta de Sound Identity. Mulțumesc tuturor care sunteți alături de noi. Aceasta este ștampiluța canalului nostru. În cazul în care vrei să vezi tot ceea ce facem și vrei să vezi tot ceea ce realizăm, dacă rămâi abonat, repet, mulțumesc tuturor, suntem deja 21.900, ajungem la 22.000 și aici o să vezi multe dintre videoclipurile mele. Dacă dai pe video, aici o să vezi sisteme de navigații, androidizare de sisteme originale, camere de vedere de monitorizare trafic, așa, monitoare, tetiere, navigații Tesla mari, reparații camere originale, cel mai mare monitor de la S-Class W221 montat, reparații, sisteme Bose, navigații, așa, pornire de ceas inteligent din telefon, camere în sisteme originale, evacuare electronică, lumini ambientale, tot ce vrei poți să găsești pe canalul nostru. Dacă vrei să cauți spre un Audi, este foarte simplu, intri la playlist-uri aici, apeși pe Created Playlist și atunci, în acest moment, se aliniază folderele. De la 01 până la 14 avem diverse servicii, de la 15 începe alfabetul auto. Asta înseamnă Alfa, Audi, BMW, Chevrolet, A, B, C, D, unde vrei. Dacă mergem aici la Audi, aici o să vezi foarte, foarte multe Audi-uri care le-am realizat noi și multe lucrări de Audi Q3, Q5, Q7, Q8, inclusiv am făcut varianta asta nouă, deci avem foarte, foarte, foarte multe proiecte realizate fără niciun da și poate. Ok? Deci, cam atâta ar fi acest minunat mic proiect de văzut și de revizuit. Ok? Duc touchpad-ul de aici, îi dau pe home, o să fac aici un split screen odată în stânga cu el și a doua oară am să mai închid din ele și am să încerc să deschid exact ceea ce mă interesează pe mine, partea de Chrome, unde am să deschid partea aceasta de site, să vă zic toate variantele în care mă puteți găsi. În prima și în prima fază totul se rezumă la www.soundidentity.ro, unde, repet, dacă intrați, deja din configurator selectați autonavigații, marca Audi, model Q3 8U, da? Totodată aici, în galeria video, noi deja am făcut și aici o selectare, unde, având în vedere că avem peste 1000 de videoclipuri în partea de YouTube, deja am început să facem sortare și în galeria video, dacă e dai galerie video, marca Audi, model Q3, ei poți să vezi mai multe videoclipuri cu Q3-uri din playlistul de Audi, unde sunt 156 și poate prin selectare o să-ți dea 3, 5, 7 videoclipuri cu Q3 să vezi diverse variante, când am pus Apple CarPlay, când am pus camera pe original, când am pus camera de vedere, când am pus încălzirile în scaune sau multe alte proiecte cu Q3, da? Bun. După care mă găsești pe TikTok foarte mult, Sandu Hifi, mult mai repede decât pe canalul de YouTube, vei găsi acest videoclip disponibil. Așa. Mă mai găsești pe Facebook, pe Insta și inclusiv și pe TikTok, dar acolo să nu-mi scrieți mesaje, că nu am timp de mesaje. Deci dacă vreți ceva, maxim pe WhatsApp, da? Dar Facebook este Sandu Vancea, soundidentity.ro, Toro Oradea, dealer autorizat, cât și încălziri în scaune Oradea. Pe partea de Insta, Sandu Hifi, soundidentity.ro, Toro Oradea, dealer autorizat. TikTok, după câte v-am zis, Sandu Hifi, WhatsApp, număr de telefon, iar cel mai mult mă găsești pe canalul de YouTube Sandu Hifi Shop Sound Identity sau doar Sandu Hifi Shop sau doar Sound Identity, cum vrei tu, și acolo poți să găsești toate variantele, intrând în playlist-uri create, acolo vei găsi tot felul de asemenea gadget-uri disponibile, ok? Cam atât am vrut să vă zic despre acest minunat proiect. Rămâneți aproape, eu am fost Sandu, sper că v-a plăcut. Dacă aveți întrebări, aveți asemenea cerințe, vă pot oferi montaje în toată țara, vă pot oferi produsele, garanție de la 1 până la 2 ani, factură, tot. Ok? Sandu Hifi, Sound Identity. Bye, bye! Am decis să facem un final, să zic așa, în varianta de general, pentru toate tipurile de videoclipuri. Acesta va fi finalul. Deoarece vreau să vă ajut într-un mod foarte simplu, foarte elegant, cum puteți să contribuiți în tot ceea ce este modul nostru de căutare și cum puteți să ajungeți cel mai ușor la modul dorit de a finaliza o căutare sau să finalizați un proiect care doriți să îl vizionați. Deci, pasul întâi, da? Vă spun din start, vă rog frumos, mă puteți suna de luni până sâmbătă, exclus duminică, orele 9,
19, ok? Nu mai repede, nu mai târziu și de 10.000 miliarde de ori vă zic, nu mă deranjați duminică, pentru că foarte mult să scrieți duminică, mă provocați să vorbesc, dar nu pot să vorbesc și nu vreau să vorbesc duminică. Deci duminică vă rog frumos, nimeni să nu mă deranjeze, fiecare să se relaxeze. După care, hai să începem așa. Avem așa, Facebook, YouTube, Insta, TikTok, WhatsApp, toate le găsiți pe partea și pe canalul nostru de web, da? Pe www.soundidentity.ro. Întotdeauna clipurile noastre apar mult mai repede pe canalul de TikTok și am să încerc să-l deschid aici, să văd dacă reușesc și sunt logat pe acest dispozitiv, da? În varianta de TikTok, dacă cauți acest text, Sandu Hifi, simplu, nimic altceva, Sandu Hi-Fi, Sandu Hifi, ei, aici poți să intri, dacă îmi dai mesaje, nu prea știu unde să caut mesajele, dar mai bine nu îmi scrieți mesaje, ci scrieți-mi, da? Iată, aici am făcut niște diversificări, adică Volkswagen, Tesla, Porsche, Mercedes, BMW, Audi. Dacă îi dai pe Porsche, vezi numai Porsche-uri de pe TikTok, dacă îi dai Tesla, vezi Tesla, dacă îi dai Mercedes, Mercedes, BMW, BMW, Audi. Așa, și cam atât am în partea de sus. Bun. După care, aici în varianta TikTok, da, iată că o să vezi foarte multe prezentări. Odată că vezi varianta de camere de vedere, ceva am zis, lumini ambientale, da, proiect tot așa cu lumini cu trimuri ambientale, varianta de androidizare pe sistemul original la cel mai nou tip de Mercedes plus niște tweetere 4 de demențial de frumoase, iată navigație pe Alfa Romeo, vedeți navigație pe Grand Cherokee, pe Kia Stonic, nici n-am auzit de el, 2023 și pe i30 am făcut androidizare, adică dacă ai sistemul original de Apple CarPlay poți să-ți implementezi un modul care să-ți facă full Android sistemul, exact asta am făcut și la 223, da? Plus cheile acestea inteligente care le vedeți că le-am prezentat. Iată cel mai mare sistem de navigație pentru un E90, da? Varianta de prezentare și aici vedeți foarte multe variante, iată la GLC, varianta de aceasta de chei, de camere, de lumini ambientale, ok? Vedeți foarte multe sisteme de navigație, Hyundai, Renault, Porsche-uri. Tot ce doriți puteți să găsiți aici prin TikTok-urile mele, lumini ambientale, iată, așa, sisteme de navigații diverse, tot, 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 da? Deci pe TikTok, dacă mă cauți Sandu Hifi, aici poți să vezi foarte, 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 foarte multe proiecte superbe, da? Bun, după care revenim și tot aici în shop-ul nostru online, după cât v-am zis, avem Facebook. Unde pe Facebook, vă zic și Facebook-ul, dar nu-mi scrieți mesaje pentru că nu avem timp de mesaje. Facebook, Sandu Vancea, soundidentity.ro, Tor Oradea, dealer autorizat, partea cu evacuările electronice, da? Căci și partea de încălziri în scaune Oradea. Totodată mă găsești pe Insta, nu-mi scrie mesaje, că nu am timp de răspunsuri, maxim pe WhatsApp aici, da? Pe Insta, Sandu Hifi, soundidentity.ro, căci și partea de evacuări Tor Oradea, dealer autorizat. Pe partea de WhatsApp, mă poți găsi 0722378512, iată acesta este numărul care îl vedeți și jos, sus, la final, la început de clip și în partea de descriere a videoclipului, după care pe canalul de YouTube, dar nu înainte să vă arăt, în cazul în care nu ați evitat și n-ați văzut, cum puteți să căutați la mine în canalul, în partea de site, unde deja am pornit partea de vânzări online, orice vrei să cauți. Vrei să cauți o navigație, îi dai la configurator, căutăm o altă autonavigație, da? După aia dăm marcă, de exemplu, hai să-i dăm un Mercedes, ok? Așa, că acolo avem foarte multe. Uite, din 4300 de navigații, când mă întrebați, domnule, cât costă una? Nu știu, pentru că, uite, dacă îi dau că marcă înapoi, deci din 5000 și ceva de produse, am 4313 navigații. Deci, uitați-vă atent, vă rog frumos, că e foarte, foarte simplu site-ul meu. Intri, îi dai Mercedes, Audi, BMW, ce vrei tu. Și după aia te întreabă model după an și te ajută și modelul și anul și tot, 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 tot. Da? Căutăm un, hai să zicem, un GL, GLS, orice altceva. Și aici aveți 3 produse, da? Hai să căutăm undeva, uite, aici la mele, 18 produse. Îți arată câte produse ai. Deci dacă am 18, unde am? Cam 3. Dar dă-i în jos, pentru că vă zic exact clar, pentru că mulți nu sunteți atenți un pic și poate nu cunoașteți rularea site-ului și atunci nu le vedeți în mod de rulare. Ok?
Asta este o variantă de căutare. Vrei să cauți altceva? Camere. Acum implementăm camerele. Oricum, după ce vedeți clipul ăsta, poate peste... Sau vrei să introduci o cameră într-un sistem original? Vrei să ai Bluetooth, Bluetooth audio, camere monitorizare trafic, da? Hai să mergem tot așa, marcă, hai să luăm aleatoriu. Uite, Skoda, am de 18 produse. Care? Hai să vedem care are mai multe. Octavia, MK2 sau oricare altul, da? Îți arată aici manoperă, card USD și îți arată variante. Avem de la 699 de lei până la 4K la 1250 de lei. Dar citește, ai cameră față-spate sau ai cameră doar față? Scrie aici, filmare față-trafic plus parcare, adică și în trafic și în parcare, față-spate-trafic plus parcare. Dacă te uiți aici, filmare față-trafic doar față-trafic plus parcare, față-trafic fără parcare, adică modul static nu-ți va filma. Aici, față-spate-trafic fără parcare. Următorul este față-spate plus parcare. Deci citiți textele, vă rog, pentru că așa vă veți dea seama exact ceea ce trebuie să găsiți. Vă mai dau încă, iată, așa, am ceasuri digitale mai nou, am detectoare, modul Apple CarPlay, dacă vrei pentru o mașină, da, cauți aici, marca, uite, Audi, că sunt multe, și hai să vedem un modul care este, deci tot este transparent, numai să fiți, vă rog frumos, atent, pentru că prin transparența aceasta puteți să vedeți tot. Avem variantă de Apple CarPlay care îți face Apple-ul fără, varianta full Wi-Fi fără cablu, Android-ul, auto ți-l face full fără cablu, avem Android Box-ul care îți face, androidizează tot sistemul și după aia sistemele de Apple CarPlay care le vedeți direct aici, ok? Bun, după care hai să mai vedem încă o soluție, da? Vrei să îți introduci într-un sistem original o cameră de parcare, îți cauți așa, modul cameră parcare față-spate în sistemul original. Da? Deci în sistemul original, când nu vrei să schimbi navigația, marca, uite, Audi, pentru că acum lucrează fata noastră la ea, da, model, uite, hai să vedem care are, e, de exemplu, A3 Opel, da, ok, și aici poți să vezi, iată, modulul care îți face această permitere de intrare în sistemul original, ok, sau ia să vedem un Audi Q5, de exemplu, ia să vedem, uite, Q5 Opter, 2018-2017, da? 2008-2017. Avem o variantă care știe doar cameră spate, care este 1200 de lei, sau știe cameră față-spate, doar cu 300 de lei mai scump modulul. Și atunci, în varianta aceasta, când ai aceste opțiuni, doar cu 300 de lei diferență, este mult mai rentabil să-ți iei față-spate și atunci știe două variante. Când scoți din mașalier, știe să-ți activeze și partea de față, dar asta nu în toate cazurile, deci de-aia trebuie un pic să comunicăm ca să vedem despre ce e vorba. Iată, am și pentru Q7 nou, 4M9, da, tot așa modulele care sunt, ok? Plus camerele aferente, vin recent, o să punem și prețuri de manoperă, o să punem tot. Acum suntem în construirea site-ului. Vrei o evacuare electronică, iată, mă duc și aici. O să-i dau, de exemplu, toro evacuare, selectez marca sisteme Torex House, selectez model Torex House și atunci vei vedea aici tot ce înseamnă accesorii fără să tai niciun cablu la Audi, plug and play, frumos, freză dacă vrei, da? Varianta de montaj fără sudură, cu sudură, modul cât e un difuzor, citește, tor, generator de sunet, difuzor, este atâta, după care... Tor, modul, da? Modulul central care vi l-am prezentat este atâta, un sistem cu un kit, atâta, un sistem cu două kituri, atâta, deci tot este să vezi ceea ce s-a efectuat aici ca să poți să ai control asupra oricărei căutare. Tot este mură în gură, numai un pic trebuie văzut. Sistem de ridicare, portbagaj, hai să vă mai arăt un pic, da? Marcă, uite, Cadillac, 3 bucăți, da? Și model, ce model? XT4, ok? Și aici poți să vezi, iată, manoperă plus partea de sistem, ok? Bun. Acum, după astea spuse, că vreau să vă arăt de la Z cum să cotrobăiți în site, după care, bine ați văzut că puteți și să comandați online, fără probleme, mai facem aici o secțiune de galerie video. La galeria video, vă dau un exemplu, am peste 1000 de videoclipuri în canalul de YouTube și vreau să vă ajut cum să găsiți, dacă vreți, doar o marcă de Audi. Uite, îi dau la Audi. Da? Și din 1000 de clipuri, cum găsesc eu, de exemplu, tot ce ai făcut la A4B8? Uite, așa, îi dai A4B8 și din tot YouTube-ul meu de 1000 și ceva de videoclipuri, îți va arăta al meu site clipurile care le am cu A4B8 aliniate. Doar totul este să fii atent și să citești, dai click pe el și te duce direct în canalul de YouTube și poți să le și vezi.
Și apropo, dacă tot suntem aici, deci la clipuri video, acum o să le facem și o să le organizăm. Iată ce A6, uite, C6, ok? O să arate clipurile A6, C6, doar 4 clipuri. Momentan am mult mai multe, dar încă sunt în probă să văd dacă funcționează această opțiune. Deci am performantizat și această variantă ca să fie cât mai superbă, da? Și să vă mai arăt încă o situație foarte tare. Configurator, autonavigații, marca, hai să zicem BMW. Ok? Uite cât de simplu e site-ul. Eu nu vă arăt nicio reclamă, nu vă arăt alte produse, nu vă arăt nimic. Uite, seria 3E46, de exemplu. Da? Intrăm aleatoriu pe un prim produs, oricare, el. Da? Am intrat pe el, ceea ce este superb, că dacă vrei să mai prinzi idei, da? Totdeauna citește ce este cu roșu pentru verificarea compatibilității. Vă rog să ne sunați. Așa. După aia zice, atenție, mașina cu radio CD de fabrică, fără ecran mare, vă vor avea. Deci toate atenționările veneam dat, plus că ceea ce mai este încă superb, videoclipuri demonstrative pentru gama BMW, îi dai click aici. Ai dat click aici, te duce direct în canalul meu de YouTube, în playlistul BMW, care am să ți-l arăt imediat ce înseamnă playlistul BMW, unde o să vezi foarte multe clipuri. Și aici, uite, numai BMW-uri vezi, doar BMW. Și aici poți să-ți vezi idei de BMW. Da, hai să vedem cum ajungi aici, în cazul în care chiar vrei să ajungi în YouTube, da? Îi dăm frumos o căutare, uite aici în YouTube, și scriem, da? Îi dau text, îi scriem Sound Identity, acest text, da? Iată. Bun. Când ai click pe această operațiune, o să dai de acest logo. Când ai dat de acest logo, scrie Sandu Hifi Shop Sound Identity. Da, doar dai Sound Identity și te duce aici. Sau Sandu Hifi dai și te duce aici. Mulțumesc tuturor care sunteți subscriber. Momentan sunteți atâția. Acest videoclip, finalul de videoclip, am să-l folosesc pentru mult mai multe videoclipuri. Așa, pentru că vreau să vă dau cât mai multe informații. Dai click pe el, da? Vă mulțumesc tuturor care sunteți alături și pe TikTok și pe YouTube, peste tot. Aici, odată că vezi informațiile, site-ul, comenzi, instalări, tot, 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 plus v-am zis număr de telefon sus, jos, la final, la început și în descriere. După care, dacă răsfoiești, vezi aici ai Home, Videos, Short Life, Playlist sau acasă, videoclipuri, shows live, playlist-uri, da? Dacă îi dai pe videoclipuri, totdeauna o să vezi ultimele mele clipuri expuse, da? Deci, de exemplu, aici lumini ambientale, aici reparat un Bentley Continental, aici montat pe Porsche Cayenne ceva, navigație superbă și vezi aici mașini de mașini, că și eu mă minunesc câte mașini Maserati, Hyundai-uri noi, câte variante și generații de mașini, cu, începând de la lumini ambientale, de la pornire din ceas inteligent de telefon, de la implementare, CarPlay-uri, camere de vedere, evacuare electronică, inclusiv și pe AMG-uri, pe Tesla, pe tot ce vrei, da? Camere trafic, iată X6 2023, o să vedeți foarte multe mașini 2023 la mine, iată Porsche Panamera 2023, 4e hibridul, tot ce vrei găsești aici, dar dacă vrei să găsești exact o marcă de mașină, îi dai aici la playlist-uri, da? Apeși neapărat Created Playlist, ceea ce pe calculator îl găsești tot sub Home sau sub pagina de pornire, îi dai Created Playlist. Nu te uiți la astea, ci începe, nu te uiți până nu o să le vezi. O să înceapă așa și citești. 01 top proiecte, 02 Sandu, 03 tor evacuare, 04 alarmă, 05 încălzire, 06 sisteme. Ce înseamnă acest lucru? Dacă am pus o evacuare electronică pe o Tesla, pe un Touareg, pe un Maybach, pe un BMW, pe un orice, toate clipurile sortate ca și torul le găsești doar aici în 03. Da? Bun, dacă de exemplu vrei să cauți sisteme audio pe mai multe mașini implementate, mergi la următorul, la 06. E, aici găsești multe mașini la care am făcut sisteme audio, Mercedes-uri, BMW-uri, Porsche-uri, tot, incinte, bași, tot ce vrei găsești aici la diverse mașini. Dacă vrei să vezi, de exemplu, încălzire în scaune, alarmă cu pornire mașină, da? Alarme ce pornesc din telefon, din ceas inteligent, din tot. Încălzire în scaune, față, spate, senzor de parcare, la ce nivel putem să facem, monitoare întâlnire, Apple CarPlay-ul să-ți faci Waze-ul, YouTube, Google-ul direct pe sistemul original, da? Mașini americane, reparații electrodiverse, kituri tuning exterior. Deci toate acestea le poți vedea frumos sortate, da? Iată, cameră față, spate, DVR, ok? Deci poți să vezi și aici, vezi, 82 de videoclipuri, 8 videouri, 83 videoclipuri. Găsește aici câte sunt, da? Aoleu, la CarPlay-uri câte? 101, da. De la 14, până la 14 avem ambientale, de exemplu, dacă vrei să vezi numai ambientale puse pe diverse mașini, aici vezi tot felul de nebuneli de ale mele cu lumini ambientale. Bun. După care, de la 15 încolo, începe alfabetul auto.
Hai să vedem. Asta înseamnă că Alfa, Audi, BMW, Chevrolet. A, B, C, iată, D, Dacia, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Unde vrei tu? Maserati, Mercedes, Mitsubishi, Mini, Nissan. Tot ce vrei le găsești aici. Ok? Deci în ordine alfabetică le găsești frumos aici toate. Da? Deci tot găsești aici foarte elegant expuse. Sper că am reușit să fiu cât mai concret. Totul rămâne în cazul în care doriți orice echipament să accesați site-ul nostru www.soundidentity.ro. Da? Totodată, de aici puteți comanda, puteți să vă programați la instalări, vă putem oferi servicii în toată România, peste tot avem instalatori, da? Vă pot ajuta în foarte multe și atunci nu uitați site-ul unde puteți să vedeți. Vedeți cu câteva minute anterior, v-am arătat cum se configurează, cum se găsește. Aici mă găsesc pe canalul de YouTube cu playlisturi create, cum v-am arătat și îți găsești ce vrei tu, ok? Nu uita, peste tot, Sound Hifi, Sound Identity, bye bye!